Proiect de țară România, stimați cetățeni plătitori de taxe în această țară, aici la Prima News. Mulțumim că sunteți alături de noi și astăzi, ca în fiecare seară, mâine, ora 20, Talk News. Aiurea, e poi mâine asta Talk News. Am înnebunit. Miercuri avem emisiune, ne zărim din nou și mâine. Ne-a tâmpit căldura. Nu știți că este și o vorbă de asta. Ajungem la propriu să tragem targa pe uscat. România suferă, se încovoaie, tânjește după apă, România însetată, pământul crapă, recoltele se duc naiba, trecem printr-o situație foarte dură, foarte, foarte periculoasă. Spunea cineva nu de mult că următorul mare război mondial nu va fi pentru resursele cu care suntem obișnuiți ca să funcționeze. Petrol, nici pentru uraniu, nici pentru alte materiale care astăzi țin în viață industria semiconductoarelor. Următorul război va fi pentru apă. Apa va fi resursa pentru care vor muri oameni luptându-se ca să pună stăpânire pe ea. Vedem zilele astea ce înseamnă lipsa de apă și acest subiect este cel cu care deschidem emisiunea de astăzi. Vă prezentăm la început un material realizat de colegii de la Prima TV, de la Focus, pentru a vă face cunoștință cu imagini și cu realitatea acestor zile infernale, așa cum este ea trăită în multe localități din această țară, fără susținere, așa cum ar trebui ea să fie, puternică, unii oameni fără speranță, fără picături de apă. Ele vin cu mila și cu țârâita, aproape la propriu. Apoi vom intra în direct cu oameni care încearcă să gestioneze această situație. Coboară cât mai jos în fântână ca să nu scurgure apa. De 2 ani eu fost apă, de 2 ani eu fost apă. Ales în ploua, până nu mult în ploua. În comuna Vorona din Botoșani, apa vine acum doar cu mașina de pompieri. Cei 7.000 de locuitori sunt dependenți de acest ajutor, iar ziua în care li se alimentează fântânile e precum o sărbătoare. Pământul e crăpat de săptămâni întregi, iar culturile agricole nu au mai primit apa aproape deloc. Înainte, când era fără el plin, era apa cu nimic. Pământul crăpa. Lunar trebuie câte o mașină de apă în fiecare lună. Și chiar cu acest ajutor, nimeni nu-și permite să facă risipă. Apa e de mare preț și trebuie consumată chipzuit. Suntem trei familii aici, trei case care luăm apă de aici. Ce aduceți dumneavoastră nu sunt cam o lună, chiar mult. O lună, mai dăm și la animale, la vacă, la... Cât de greu v-ar fi dacă n-ar veni să vă aducă apa asta? N-am avea. Nici la animale, nici noi. Asta. Și în principiu ce faceți cu ea? Unde? La ce o folosiți? La mâncare, la făcut baie la copii, la spălat rupii, la... mai dăm la vacă, la animale, la păsări. La... De cât timp este problema asta? Ca ani mă refer. Înainte, acum vreo 10 ani, era izboare, era și plouă la vale prin cu apă. Acum de vreo 10 ani nu mai este. Fântâna e nouă, e făcută 22 de metri adâncime, dar nu este apă. Problema este foarte critică din cauza scăderii nivelului pânzii freatice. Oamenii simt la seceta asta pedologică foarte grele și mari probleme în consumul de apă normal, potabil pentru animalele din curte și nevoile personale a familiei în general. Noi încercăm să facem tot posibilul cât de cât de a ameliora prin a transporta apa din curtea, bazinul normal al liceului, care este alimentat din trei fântâni. Dar și acest bazin are limite. Capacitatea este de aproape 40 de metri cubi. Această apă trebuie să le ajungă sătenilor, dar trebuie păstrată și pentru urgențe, cum ar fi incendiile. Comuna Vorona, cea mai mare din Botoșani, nu are rețele de apă și canalizare. Proiectul e în lucru de 20 de ani. Lucrările sunt aproape gata, dar e nevoie ca sătenii să se branșeze, iar operatorul să facă recepția. Botoșaniul are cele mai multe localități afectate de secetă, peste 130, dar astfel de probleme sunt și
în Iași, Bacău, Neamț sau Vrancea. În sudul Moldovei, la Galație, cod roșu de temperatură severă de mai multe zile. Câmpurile ard, iar autoritățile cară apă pentru animalele sătenilor. Perioada prelungită de caniculă și secetă a compromis multe culturi agricole. Pentru unii, recolta a fost sub așteptări și nu-și mai permit să păstreze animalele. În 2-3 zile cât poate ajunge să roade până la pământ, până o să vadă pământul. Foarte greu. Foarte greu pentru alimentat animalele cu apă, în primul rând. Greu și pentru tot ce ne înconjoară. Nu a plouat, s-a uscat tot. Supraviețuim din ce în ce mai greu. Aproape că n-au ce să aproape mânca. Că n-au ce mânca, dar nu avem să ne ducem. Chiar ce să faceți cu ele? La iarnă o să vă nu știu ce o să facem, o să mai subțiem din efectiv. Vinde. Și o să lăsăm minim de efectiv cam care câte, putem să supraviețim. În jur de 100 de animale mari, mici. Și câte credeți că puteți să susțineți? Cred că cel puțin jumătate o să dau din ele. Cu apa e greu și plus cu nătrețul. În zone sunt peste 2000 de vaci, oi și capre, pentru care se aduce apă în fiecare zi, fie cu mașina autorităților, fie cu autoturismele și tractoarele localnicilor. Nici în vestul țării nu e mai bine. Nu curge niciun strop. Nici măcar un strop. Doamna din imagine e primărița comunei Arădene Bocșig. În sediul instituției publice și în casele oamenilor, apa curge doar între anumite ore. E singura măsură prin care furnizorul poate să refacă stocurile. Problema, da, provine și din faptul că localnicii își irigă grădinile cu apă potabilă de la rețea. Există fântâni în Bocșig, dar foarte multe dintre ele nu mai pot fi folosite pentru uz casnic, pentru că e foarte mare nivelul de nitriți și nitrați. Drept urmare, au fost oarecum abandonate. Oamenii s-au obișnuit să irige cu apă de la rețea. Consumul e mult mai mare. Apa se consumă mai repede decât au pompele capacitatea de a reface rezervele. Dimineața ne lasă o oră, două maxim cu apă, după aia ne ia 3 ore, după aia ne dă 10 minute 15, după aia o ia până seara. Seara o lasă o 20 minute iară, după aia iar de la ora 11 noaptea nu mai avem apă până dimineața. Greu cu căldura. De aproape o săptămână, mare parte din țară este sub avertizarea codului roșu. Potrivit meteorologilor, și mâine va fi o zi cu călduri extreme. Spre finalul săptămânii, temperaturile ar trebui să coboare spre 30 de grade Celsius și în unele zone chiar să plouă. Rețineți aceste cuvinte spuse de un om necăjit din materialul prezentat anterior. Abia supraviețuim, nu mai avem ce mânca. Sunt oameni astăzi români de-ai noștri, aflați nu departe de locul în care fiecare dintre noi este astăzi, la ora asta, care suferă în tăcere, după cum vedem, de lipsa apei. Domnul Florin Buțura, primar din comuna Ștefănești, județul Botoșani, alături de noi, prin telefon. Bună seara, domnule Buțura, mulțumesc frumos pentru prezență. Bună seara, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Este orașul Ștefănești din județul Botoșani. Mă iertați, orașul Ștefănești din județul Botoșani. Ce populație are orașul? Mă scuzați. 6.000 de locuitori. 6.000 de locuitori, oraș mare. Domnule Buțura, cum vă descurcați? Sunteți într-o zonă cu apă, mă refer. Sunteți într-o zonă cu probleme, din ce am văzut. Cel mai grav lucru, pentru că suntem într-o zonă cu un baraj în localitate, conducerea județului Botoșani nu au gestionat foarte bine acest lucru. Deoarece au anunțat un program de la 7 la 10 și de la ora 20 la ora 24, pe care nu respectă, adică nu respectă nici măcar o oră pe zi. Sunt oameni din comunitate care nu au de o săptămână nici o picătură de apă. Nu este în regulă. Și cum se descurcă? Foarte greu. Vă dați seama că aduce apă de la fântână. Foarte greu. Asta în condițiile în care, înțeleg de la dumneavoastră, există apă curentă, în mod normal. Apa există, apă curentă. De acolo pleacă apa în un sfert din județul Botoșani. Și aici, tocmai la noi, în localitate, în oraș, să nu fie apă, nu este în regulă. Oamenii sunt foarte supărați și e adevărat că sunt îndreptățiți să fie supărați pentru faptul că nu au apă curentă, poate fi folosit la uz casnic și, știu eu, îi consumă. Dar chiar și aceasta este o situație neobișnuită.
și anume apa să fie raționalizată chiar și în rețeaua curentă. Înțeleg de la dumneavoastră că nici măcar orele anunțate și promise nu sunt respectate. Da, așa este. Nici orele nu au fost respectate. Cel puțin o oră pe zi de dimineață și o oră, adică două ore pe zi, una dimineață și una după amiază, ar fi cât de cât până s-a rezolvat problema, dar nu se poate în continuare și în anii următori sau lunile următoare să fie așa programul raționalizat la apă. Da, lucrul ăsta de când a început raționalizarea asta distribuției de apă? Anul acesta. Sunt foarte multe avare pe care societatea de apă nu le rezolvă la timp, nu le repară. Se pierde foarte multă apă. A, deci dumneavoastră susțineți, fără a fi expert în domeniu, îmi dau seama, că n-ar fi o problemă neapărat de lipsa sursei de apă. Nu, pentru că nu este foarte bine administrată și nu este foarte bine pusă la punct. Adică în momentul când e o avare, trebuie intervenit și reparată. Și oamenii cu ce își, știu și eu, udă grădinile, îngrijesc gospodăriile, mai au ceva prin grădini în condițiile astea? Să spunem acum, la udat grădinile, dacă nu este apă pentru consumul, așa, nu cred că udă grădinile cu apă când, poate puțină perioadă când au apă, dar de la fântâni. A, și rezolvă fiecare, cumpără pompe, cumpără... Fiecare cum poate, cum, na, de la o sursă de apă care trebuie, știu, curge un râu prin apropiere. Avem prutul prin apropiere care mai poate fi... Am înțeles, dar vă rog. Din punctul meu de vedere, cred că ar mai trebui pusă încă o coloană de apă să poată fi aprovizionat acel colț al județului. Da, compania de apă care oferă aceste servicii orașului pe care îl reprezentați, aparține de cine? Este o companie privată? Consiliul Județean. Și Consiliul Județean ce v-a spus? Nu investește în Nova Apa Serv, nu interesează probabil, că dacă îi interesea, făcea ceva să nu fie probleme. Bun, și dar la Botoșani există apă în oraș? Botoșani, în județul, este alimentat din altă zonă, nu este de acolo. Dar punctul de alimentare care vă rezolvă dumneavoastră nevoile în mod curent, aveți acces la el? Adică vedeți, acolo există resursă de apă? În materialul pe care l-am dat mai devreme, oamenii se plâng că apa a dispărut din cauza căldurii, a lipsei ploilor. Apa a dispărut din cauza căldurii și din lipsa ploilor? Da, e adevărat lucrul ăsta, dar apa potabilă nu din cauza asta a dispărut, pentru că acolo este sursă de apă. Nu este foarte bine gospodărită din partea companiei de apă. Păi și în condițiile astea le mai plătiți serviciile? Că presupun că aveți contract cu ei. Serviciile pe cât consum plătești, dar nu ai ce să plătești dacă nu consumi, că nu ai ce să nu consumi, că dacă nu ai... Oamenii ar plăti, dar dacă nu au ce să plătească. A, deci în momentul de față nici facturile nu le vor veni... Nu vor veni facturile, dar... Grele așa, nu? Nu este de apă, nu de problema facturilor acum. Și nu găsiți sprijin la conducerea județului? Adică ei nu se pot duce la... Am avut o discuție astăzi, conducerea Nova Apa Serv. S-au promis că ce spune? Rezolva. N-au bani de investiții, probabil. Vor de rezolva problemele să... zilele următoare. Ei, și credeți că dacă spuneți că aveți problema asta de... Eu nu cred. An... Eu nu-i cred, dar na, vă dați seama că nu avem ce face decât să așteptăm să... cu altă conducere a județului Botoșani, pe care să ia măsurile necesare în privința alimentării cu apă. O să aveți o altă conducere a județului? Da, după alegerile din luna iunie, este un alt președinte din Consiliul Județean, probabil să aibă o altă viziune în privința. Viziune ca viziune, dar o să aibă bani? Că și asta poate fi o problemă. Adică, cred că e prima problemă. Accesezi proiecte să poți face lucrul acesta. Că dacă stai doar în birou și aștepți să facă, siguranță nu o să facă. Da, și oamenii sunt supărați pe dumneavoastră, presupun. Adică dau seama că da, primar fiind, vă e greu așa să ieșiți prin oraș pe acolo,
trag oamenii de dumneavoastră, domn primar, păi ce facem noi când ne spălăm copiii și așa mai departe. Așa este, dar oamenii sunt destul de înțelegători, știu foarte bine că apa o plătesc la serviciul de la compania de apă și nu la primărie. Eu îi înțeleg, fac demersurile necesare, numai că vă dați seama că nu sunt înțeles de conducerea județului. Deci mai spuneți o dată pe zi oamenii câte ore au acces la apă, oamenii din orașul Ștefănești? Păi, sunt zone unde nu au apă de o săptămână. De 7 deloc? Zi. Deloc. În funcție este în pantă și unde e prin cădere apa, ajunge apa cât de puțin, unde nu ajunge deloc. Incredibil. Și cam câți oameni sunt în situația asta? Așa, dacă puteți să aproximați, cunoscându-vă bine orașul. Aproximativ, așa, cred că în jur de 2000 de oameni. Da, incredibil. 2000 de oameni. 30 ceva la sută din populația orașului. Da. Mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și eu. Și pentru tabloul acesta pe care l-ați zugrăvit. El este cât se poate de real. Oameni din România astăzi reiau vorbele domnului primar, de o săptămână nu au apă. O săptămână dintr-un oraș. Și vorbim pentru că tot trebuie să vorbim, să nu uităm de reorganizarea teritorială a României. Avem nevoie de atâtea comune, de atâtea orașe? Evident, răspunsul este nu. Pentru cei care au nevoie de voturi, răspunsul întotdeauna va fi da. Pentru că sunt mai multe joburi la stat, în administrația publică și trăiește mai multă lume. Cum merge agricultura în condițiile astea? Domnul Tiberiu Stan, fermier din județul Iași, alături de noi. Bună seara, domnule Stan, mulțumim frumos pentru prezență. Domnule Stan, aveți motive să vă plângeți? Recolta arată cum la dumneavoastră? În materialul pe care l-am arătat mai devreme, lucrurile nu sunt deloc îmbucurătoare, sunt foarte uscate. Asta reiese din filmările făcute de colegii noștri. Tabloul care pot să vă descriu eu, vă descriu la nivel național, fiind vicepreședintea forumului APPR. Cu atât din sud până în nord, vorbim de estul, nord-estul și sud-estul României, este o criză acută de apă. Au fost producții foarte mici la grâu, producții foarte mici la rapiță, care nu acoperă cheltuielile. Iar la porumb acum se pierde cultura complet, investiția care depășește 1500 pe locuri pe hectar, va fi pierdută în totalitate. Cu toate că această situație nu este o noutate pentru România, este un eveniment care se întâmplă odată la 4-5 ani. Prioritatea pentru România ar fi trebuit să fie din 2007, înființarea fondului de gestionare a riscului, pentru care existau și banii europeni, mai mult de 50% din partea Europei. România nu a găsit de cuvinte să înființeze acest fond de gestionare a riscului. De vină sunt toți miniștrii care s-au prezentat la Ministerul Agriculturii. Păi, implicit și șefilor. Acum n-au reușit să o facă. Acum vorbim și de șefilor, că n-or fi doar miniștrii de vină. Unul măcar s-o fi dus la premier, care o fi fost premier la vremea aia, să-i spună, domne, hai să facem lucrul ăsta. Corect, toată clasa politică. La urmă, armei era responsabilitatea clasei politice să înființeze acest fond de garantare a riscului. Îmi traduceți puțin, ca să înțeleagă lumea. Deci, în ce constă fondul ăsta? Forumul APPR din mai mult de 10 ani tot a venit cu soluții și cu variante. Acest fond sunt bani care se strâng de la fermieri, care se pot strânge de la Uniunea Europeană, care vine și subvenționează aceste sume. Și cu acești bani ori se fac despăgubiri directe, ori se plătește un asigurator național. Asta a fost propunerea noastră de la Forumul APPR. Plăteam un reasigurator foarte mare care asigura întreaga suprafață a României. Iar în momentul în care aveai daună datorită secetei, venea și te despăgubea cu o valoare mai mare, evident, decât s-a plătit, pentru că era asigurare, și ajungeai la 1000 și ceva de euro pe hectare și îți acopereai dauna. Nu ieșeai în plus, dar ieșeai pe zero. Iar România, prin specificul ei, avea nevoie, cea mai mare nevoie din Europa, să aibă acest instrument creat. Din păcate, este în țara care nu a creat acest instrument și n-au considerat-o importantă. Iar fermierii, an de an, se lovesc de această problemă în anumite regiuni. Acum o avem pe regiune mult mai mare. Și în toate discuțiile care le-am avut în ultimii ani cu ministrii agriculturii, aveau totul rezolvat în capul lor. Dar nu a ajuns și
în practică avem nevoie de legislație finalizată, avem nevoie de aceste soluții, avem nevoie să atragem acei reasiguratori. Sunt exemple în lumea întreagă și în China și în Africa unde fonduri de reasigurare asigură o regiune întreagă, un stat întreg, suprafețe mai mari decât suprafața României. Deci există experiență. Noi ca și asociația am căutat reasigurători, am discutat cu ei și au spus că sunt dispuși să vină să facă așa ceva, sunt interesați. Însă ministerul nostru nu și guvernul nostru nu a găsit încă de cuvință să finalizeze un astfel de proiect care este vital pentru agricultura din România. Cât ar trebui să coste, să plătim pe an pentru a avea o asemenea asigurare? E vorba de suprafață. Gândiți-vă în momentul de față. Ca oricare asigurare, mi imaginez că funcționează. E ca oricare asigurare, însă are mai multe beneficii. Adunându-se o sumă mult mai mare și adunându-se de pe toate suprafețele României, atunci asiguratorul are o dispersie mai mare a riscului și își permite să vină cu un cost mai mic. Dacă în momentul de față o asigurare care nu funcționează în România, de secetă, ar costa undeva la 506 de lei pe hectar, și asta vine doar din buzunarul fermierului, dacă s-ar face acest fond de asigurare a riscului, fermierul ar da probabil 100 de lei pe hectar, ar mai veni ceva bani de la Uniunea Europeană, ar mai pune o sumă foarte mică statul și asigurarea ar fi mai ieftină pentru că se realizează la nivel de țară. Și ar fi și eficientă pentru că atunci reasiguratorii ar fi urmăriți de minister, ar fi o procedură foarte, foarte strictă. Funcționează în celelalte regiuni din lume. La noi nu funcționează că nu se vrea. Astăzi avem, cunoașteți, există fermieri care să-și fi făcut din proprie inițiativă, individual, astfel de asigurări. Oameni care în momentul ăsta, în fața acestei secete, sunt protejați și au pierdut cultura, dar vor primi, datorită acestor asigurări individuale. Pot să vă zic că bani. În anii din urmă au fost destul de mulți fermieri, inclusiv eu am fost în situația aceasta. Am avut asigurare, dar pentru că ei nu au o dispersie foarte bună, pentru că sunt puțini care se asigură, firmele de asigurare pierd foarte mulți bani. Nu le convine să își asume riscul pe suprafețe mici. Și atunci nu sunt interesat și au crescut foarte mult prețurile. Dacă în anii din urmă am reușit să-mi fac asigurare de secetă și mulți colegi de-a noștri au reușit să-și facă asigurare de secetă, în anul acesta majoritatea nu am reușit să facem. Deci nu am reușit să ajungem la un consens cu ei pentru a reuși să facem această asigurare. Plus că condițiile în această asigurare nu sunt tocmai în regulă. Practic, asigurarea este total ineficientă. Pot să precizez că de 2 ani sunt într-un proces cu o firmă de asigurări pentru că în condiții de secetă majoră, nu au dat bani, au considerat că nu este daună. Deci este nevoie de inițiativa statului de a rezolva această problemă. O solicităm de mai mult de 10 ani și în continuare nu s-a întâmplat nimic, doar promisiuni. Și nu este o problemă atât de grea, statul pierde bani, pentru că vine și dă despăgubiri apoi la fermieri. Despăgubiri care sunt mult mai scumpe. Dă despăgubiri, decât nu ia taxe, că dumneavoastră nu vă vindeți produsele și așa mai departe. Pierde din orice punct de vedere. Dar nu înțeleg de ce nu vrea să facă așa ceva. E nevoie de implicare, e nevoie de un ministru care să-și asume acest program și chiar să facă ceva. Și uite că încă n-am găsit unul care să... Ați spus că porumbul este total compromis. Vă referiți doar la dumneavoastră sau și la colegi de-ai dumneavoastră? Pot să spun că în jur de 70% din suprafețele din România, vorbind de Moldova și regiunea Moldovei și regiunea Dobrogea cu țara România, să spunem, regiunea veche, E compromis în suprafețe mai mari de 70%. Și când spun compromis e 100%, daună 100%. Asta da, e daună totală. Da, pentru că porumbul acum 2 săptămâni avea o capacitate extraordinară de producție. Era la înflorit, putea să facă producție și peste 12 tone pentru cei care au făcut tehnologie. Și din momentul ăla a venit secete, chestie care nu este vreo surpriză pentru România. Se întâmplă odată la 5-6 ani și a fost compromis fiind un moment extrem de sensibil pentru cultura porumbului. Acum nu o să vă întreb de alții, dar dumneavoastră, personal, societatea pe care o reprezentați, firma dumneavoastră, proprietatea dumneavoastră, puteți estima o pierdere pe anul acesta când veți trage linie la capătul anului? Uite, pot să vă zic că strict pe porumb avem o investiție de 750.000 de euro. Jumătate din suprafață am fost astăzi este complet compromisă, deci
am tăiat de pe hârtie 375.000 de euro. Și pe cealaltă suprafață, dacă în următoarele 3-4 zile nu vin ploi, va fi și ea compromis. Deci doar de la porumb, dacă în 3 zile nu plouă, avem 750.000 de euro pierdere. Sună dur. Deci odată dur. La 5 ani, odată la 5 ani vă întâlniți cu astfel de situații. Cam așa. Deci noi personal fac agricultură din 2007, familia mea face agricultură din perioada comunistă și dacă e să o luăm așa, în medie, la 4-5 ani, România întâlnește un an de genul ăsta cu o daună totală. Acest instrument era cel mai important instrument pe care avea nevoie fermierul român. Odată sunt irigațiile care pot să înlocuiască acest instrument, evident, dar irigațiile nu se pot face pe toate regiunile din România. Sunt doar anumite zone care sunt pretabile irigațiilor. Trebuie să ai apa, trebuie să ai terenul de așa natură. Și nu de azi pe mâine. Și nu de azi pe mâine, evident, dar sistemul de construcție a irigațiilor a început de 10-20 de ani. Cine a avut cum să facă, l-a făcut. Sunt alții care n-au infrastructura să vină apa până la ei. Deci nu se poate peste tot. Iar dacă e să vorbim de regiunea Moldovei, e deal și vale. Irigațiile nu se pot face în condițiile acestea. Ei, și atunci nu putem vorbi doar de irigații ca soluție la secetă. Vorbim odată de irigații pentru 10-20% din suprafața României. Asta este realist. Vorbind atât putem, atât avem apa, atât avem logistica, atât avem terenul pentru așa ceva. Iar pentru restul suprafeței trebuie să vorbim de gestionarea riscului. Și tot amintim și tot amintim și tot amintim la minister, dar a fost protestele din februarie, mi s-a promis imediat va fi ședință de lucru pentru înființarea acestui program cu gestionarea riscului. N-am avut încă ședință de lucru de atunci. Și tot am amintit, domnule, e o urgență, e o problemă. Poate e nevoie să mai veniți odată, știu și eu. Proteste, uitați că era cât pe ce să venim înainte de alegeri, dar ne-am dat seama că am fi influențat alegerile. Lăsați, că mai vin niște alegeri, mai aveți. Păi nici pe alea, ideea e că trebuie să fim ceva mai departe. Așa, de și dacă le influențați, nu, stați puțin, și dacă le influențați, care e problema? Nu, este venirea noastră. Poate e bine să le influențați, așa. Nu, serios, poate e bine să le influențați. O să le influențez într-un mod negativ. Chiar nu vrem să... Auziți, dacă la capătul acestui proces se află asigurarea asta de care vorbiți dumneavoastră, înseamnă că le-ați influențat în mod pozitiv. Da. Eu spun ca unul care nu pierde 300 și ceva de mii de euro. Mulțumesc mult pentru prezență. Domnul Tiberiu Stan, fermier din județul Iași. Și te mai lovești odată, uite, de incapacitatea statului de a înțelege problemele celor la care tot el se duce și le cere taxe. Și le cere bani și le va cere taxe și mai mari. Și eu nu cred nici o secundă ce a spus premierul Ciolacu, că n-o să crească TVA-ul la anul. Mai ales în condițiile în care, da, hai să punem poza asta, pum, pe ecran, ia uitați, datoria publică în aprilie față de martie a crescut cu 7,7 miliarde de lei. Și un miliard și ceva de euro, da? Și statul vine și spune, deci am depășit 52%, hai să scoatem cartonul ăsta să-l pregătesc pe celălalt, statul a depășit 52% din produsul intern brut, grad de îndatorare, ăsta. O să-l mai arătăm săptămânile astea și în toate emisiunile. Statul are obligația pe care și-a luat-o el însuși în urmă cu 14 ani, să ia niște măsuri. Dacă datoria publică depășește 50% din PIB, dar se situează sub 55% din produsul intern brut, suntem fix aici. Dacă nu ne grăbim puțin, o să ajungem la peste 55%. Deci ce are statul de făcut? Guvernul prezintă public și aplică în cel mai scurt timp un program pentru reducerea ponderii datoriei publice în produsul intern brut. Va prezenta vreun guvern așa ceva? Știți vreo ieșire a guvernului care să fie anunțat un astfel de program? Răspuns, nu! Cu majuscule, cu N mare și cu U mare. Programul prevăzut la litera A cuprinde, fără a se limita la acestea, și măsuri care determină, atenție, înghețarea cheltuielilor totale privind salariile din sectorul public. Și e inutil. Când am ajuns la discuția legată de cheltuielile din sistemul de stat, ne-am oprit. Și atunci oamenii pleacă. Pleacă în străinătate și ce să vedeți, domnule?
continuă să trimită bani în țara asta, dar nu pentru că le pasă de țară. Guvernanților ar trebui să le iasă din cap chestiunea asta, nu, ci pentru a ajuta pe ai lor, pe cei rămași aici acasă. Cursdeguvernare.ro a făcut o analiză foarte, foarte bună, foarte precisă. Uitați câți bani au trimis românii din străinătate în țară, în miliarde de euro, în 2023, peste 6,5 miliarde de euro. De unde vin banii ăștia? Sursa, încă o dată, e de la cursdeguvernare.ro, o să apară și pe ecran. Cei mai mulți bani vin din Marea Britanie, apoi Germania, Italia și Spania. Impresionant, încă o dată, 6,5 miliarde de lei. Românii de afară trimit bani aproape la fel de mulți cât intră ei din partea investițiilor străine directe. Vorbim cu domnul Grigore Igescu, un român stabilit în Italia. Bună seara, domnule Igescu. Mulțumesc pentru prezență. Bună seara, domnul Mocanu. Bună seara, telespectatorilor dumneavoastră. Bine ați venit. Mă bucur să fiți alături Bine de mine. Domnule Igescu, de cât timp sunteți stabilit în Italia? Stabilit în Italia fizic din 91, dar mental am plecat din 80. Deci o poveste lungă. Și ce vă simțiți? Sunteți mai mult italian sau român? Da, bă, mă așteptam la o întrebare de genul ăsta. Originele nu se uită niciodată. Sunt un român născut normal în București, sunt bucureștean înainte de toate. Și da, pot să mă consider român al 100%, dar cu anumite schimbări de mentalitate care le-am obținut în toți anii ăștia petrecuți în străinătate. Ce vreau să vă întreb? Dumneavoastră continuați să trimiteți banii în România? Ați făcut-o pe durata acestor ani? Vă rog. Da, sigur. Ca toți românii plecați în străinătate, desigur, nu? Dar în perioada așa de mare variază. Deci contribuția mea, ziceam-o la, să spunem, la economia națională. În primii ani, în primii 10, 15, 20 de ani, trimiteam mult mai des și sume importante, încet, încet s-au redus pe parcursul anului. Da, cunoașteți, aveți cunoscuți din România, mulți în Italia. Știți cumva, ei trimit bani în țară, există un obicei, a luat omul în Italia salariul, se duce și trimite imediat. Grația românilor din România trebuie privită în mod nuanțat. Deci sunt emigrați din anii 90, emigrați din anii 2000, 2010, 2020 și așa mai departe. Dar traseul tuturor a fost cam același. Deci în primii ani au trimis tot ce puteau economisi, au trimis în România. Pentru ei și pentru familiile lor. Între timp, în funcție de drumul care l-a parcurs fiecare în viața lui, ideile s-au mai schimbat. Am înțeles. Primii ani ce însemna că trimit? 100 de euro... A, bine, da, dumneavoastră, dacă este zi anii... Al meu este că în primii ani trimiteam în cartolină, într-o vedere, 100 de euro. Valoarea actuală ar fi în jur de 1300-1500 de euro banii de azi. Pe parcurs, ce, sumele au fost mari în timp, dar pe parcursul drumului meu în viață s-au redus încet, încet. Sigur, în ultimii 5-10 ani, foarte mult mai puțin. Deci cum trimiteați banii? Să trimit, sigur. Asta voiam să vă întreb. A spus că îi trimiteați în cartolină. Cum adică în cartolină? Trebuie să ne gândim la momentul inițial, anii 90. Anii 90, sigur. Deci când sistemul bancar era mult diferit de cel actual, posibilitățile românilor mult diferite de cele actuale și atunci se trimitea într-un plic, nu erau alte posibilități.
Da, vremuri frumoase. Da, da, care era. Da, știi, partea bună știți care e, că eram cu 30 de ani mai tineri. Exact. Așa. Mulțumesc mult pentru prezență. Domnul Grigore Igescu, român stabilit în Italia de foarte, foarte mult timp. Ce povești, și sunt milioane de astfel de povești desfășurate pe parcursul acestor 30 și ceva de ani pe toată Europa, poveștile românilor care, repet, revin, hai să mai punem o dată graficul, au trimis în țară anul trecut 6 miliarde și 500 de milioane de euro. Păi gândiți-vă la PIB-ul țării astea, de vreo 300 de miliarde de euro. Au trimis vreo 2% din PIB. 2% din PIB, da? Bani pentru care guvernul ăsta, și aici de unde vin ei. Încă o dată, cursdeguvernare.ro, un material foarte bine realizat de colegii de acolo. Mă întorc la sumă. Bani pentru care guvernul nostru n-a făcut nimic. Nimic. N-a mișcat un deget. Da? S-a trezit cu acești bani. Pe ăștia sunt adevărații bani europeni. Că dacă ne apucăm să adunăm din graficul ăsta din 2014 până în 2023, ajungem departe. Domnul profesor Cristian Păun, bună seara. Mulțumesc frumos pentru prezență, domnule profesor. Bine ați venit. Bună seara. Bună seara. Să ne dorim ca românii să rămână în străinătate și să trimită bani, sau ar fi mai bine ca ei să se întoarcă în număr cât mai mare și să facă PIB pentru România aici? Da, din păcate ne lăudăm cu faptul că ne pleacă România afară, pentru că ei trimit într-adevăr niște bani importanți în România. Dar să nu uităm că foarte mulți români care pleacă, mai ales în ultima perioadă, sunt români cu educație foarte avansată. Sunt români care pleacă tot mai devreme, adică foarte tineri care pleacă din România și care produc valoare adăugată în altă parte decât în România. Și sigur că trimit o parte din veniturile lor în România. Da, poate fi, să spunem așa, o strategie de dezvoltare. Vezi, Doamne, trimitem în afară românii după ce educăm pe banii noștri și așteptăm să trimit o parte din veniturile lor înapoi acasă. Dar pe termen lung este o strategie perdantă. Pe de o parte, pentru că ceea ce trimit ei acolo este mult mai puțin decât valoarea adăugată pe care acești oameni ar putea o adăuga în România. Și doi, mai ales că vorbim de creiere care pleacă în principal, și doi, e o strategie perdantă pentru că până la urmă această plecare a multor români în afară nu va, ca să spun așa, nu va genera acea masă critică care să preseze pe reforme, pe schimbare, pe modernizarea statului român și așa mai departe. Ca să nu mai vorbim de faptul că aceste venituri în final, multe dintre ele, din păcate, merg către consum, nu către investiții. Adică acești oameni trimit bani acasă, dar trimit bani pentru ca familiile lor să supraviețuiască, trimit bani acasă ca acești bani să fie, în ghilimele, investiți în casele în care oamenii aceștia locuiesc și se întorc în România. Și ca să sintetizez, acești bani, într-un final, în bună măsură, de fapt, nu sunt investiți, și mai degrabă mulți dintre ei merg în consum și mulți dintre ei merg în consum din importuri. Adică vă dați seama că cine a fost în Italia, Franța și a muncit acolo și a dat seama imediat de calitatea gresiei, faianței și nu mai știu ce obiecte sanitare italiene și o să-și dorească în casă așa ceva. Nu își va dori niciodată o Dacia Duster în curte, își va dori să aibă în curte, să-l aștepte acasă o mașină străină, nu una românească. Adică ce vreau eu să spun este că, din păcate, pentru că ne pleacă tinerii care pot fi antreprenori, pot deschide afaceri aici, acești bani, într-un final, se transformă într-un simplu consum. Motorul de dezvoltare a României, din păcate, rămâne consumul și, în bună măsură, repet, alimentat de aceste remitente.
și, repet, o bună parte din remitențe părea mea că merg către importuri. Dar, sigur, eu n-am văzut niciodată un studiu făcut la nivelul Ministerului Economiei sau la nivelul Ministerului de Finanțe. Aici lucrurile ar trebui tratate mult mai serios. Adică mediul academic ar trebui imediat cooptat să vedem care este destinația acestor remitențe, ca să nu vorbim dar bănuielile mele din ceea ce discut cu oameni care au rude pe afară și care trimit bani în țară, mulți dintre ei, repet, îngroapă acești bani, din păcate, în case de vacanță, adică îi consumă, din păcate. Nu reușesc să deschid o afacere în România și, oricum, cei care se întorc, am văzut și această poveste romanțată, vezi, Doamne, se întorc românii în țară, că au găsit aici din nou un Eldorado. Nu, se întorc cei în vârstă care au muncit foarte mult afară și care sunt pensionari, au ajuns la vârsta pensionării sau foarte aproape de pensie și care beneficiază de un dublu sistem de pensionare, vor lua pensie de la statul român, că au muncit și aici o bună parte din anii de pensie, din vechimea lor, și vor lua pensie și din țările unde au muncit. Și acum vin încet, încet să-și consume pensia în România. Sigur. Avem argumente să îi determinăm pe cei în putere de muncă, aflați în străinătate, și în egală măsură pe cei care astăzi se gândesc să plece, să rămână în țară, primii să se întoarcă, ultimii să rămână. E România în poziția asta? Nu, nu este, pentru că dacă ne uităm la indicele libertății economice, dacă ne uităm la indicele corupției, dacă ne uităm la taxare, dacă ne uităm la predictibilitatea fiscalității în România și multe alte lucruri. Infrastructură, sunt întârzieri masive pe zona de infrastructură, infrastructură rutieră, feroviară, de orice tip. România este la an lumină de ceea ce înseamnă un mediu de afaceri funcțional, nici măcar nu spun un mediu de afaceri avansat, funcțional, elementar, pe lucruri elementare. Și atunci n-ai cum să convingi pe cineva să vină să facă afaceri în România. Eu aveam o poveste și o poveste reală pe care am mai spus-o public odată. La un moment dat am stat, care e foarte bună ca exemplu, la un moment dat am stat în Italia la un sistem din ăsta de apartamente administrat de către un român din Suceava. Și care îmi spunea, domnule, eu sunt în Italia de vreo 10 ani, am trimis bani acasă, mi-am cumpărat utilaje, sunt dintr-un stat de lângă Suceava, am toate utilajele, buldozer, excavator, tot în curte, și am zis, hai să mă întorc în țară. M-am dus la primarul de acolo și am spus, domnule, vreau să asfaltez, să facem, să... Și ăla mi-a zis, domnule, îmi dai 30% din tot. În momentul ăla om a închis, a pus lacătele și îmi zicea, deci e reală, nu povestesc din... Și zice, domn profesor, și am pus lacăt pe ele și am venit înapoi în Italia cu fată, cu mamă, cu soție, cu toată lumea, ce nu mă mai interesează să aud de România. Cam asta e ideea, adică în România, din păcate, lucrurile sunt mai degrabă cum le povestea omul acela care, repet, a ales într-o primă fază să vină în România și a trimis bani consistent în România pe care nu i-a consumat pentru o chilă, pentru o casă sau ci pentru utilaje și pregătea deja revenirea în țară ca om de afaceri sau ca, mă rog, un mic antreprenor. Și în momentul în care a dat nas cu sistemul din România, și-a dat imediat seama că nu merge. A și spus la un moment dat prima, zice, băi, cum vrei 30% dintr-o treabă în care tu nu rici nimic, tu n-ai, nu zic cu nimic, nu. Asta e România reală, din păcate. De asta spun că în România încă sunt multe lucruri de făcut și în principal ar trebui să primenim toată partea asta de administrație publică din România. Pentru că în România, dacă nu dai, dacă nu cotizezi la sistem, nu primești nimic. Ești nebăgat în seamă. Oricât de performant ai fi, oricât de hotărât ai fi să faci lucruri, nu reușești în România dacă n-ai pe cineva ca să-l parafrazez pe Toma Caragiu. Tot România reală este și cea ilustrată de cifre. Vă surprinde creșterea asta abruptă a datoriei publice într-o singură lună, aproape 8 miliarde de lei?
care... Noi la bugetul de stat avem mari probleme și avem mari probleme pentru că acumulăm niște deficite de parcă am fi într-o continuă pandemie. Noi încă cumva suferim de un COVID din ăsta etern, așa, adică nu reușim să ieșim din paradigma asta a cheltuielilor peste potențialul economiei reale. Avem foarte mari probleme cu gestionarea banului public și cu stoarcerea banului public în sensul obținerii maximului de rezultate, de valoare adăugată. Plătim de multe ori lucrurile de câteva ori și aici îmi vine în minte podul de la Brăila, care tocmai am văzut că e plin de răzoare în asfalt care trebuie înlocuite. Adică noi mereu facem lucrurile de mântuială și le facem de două, trei ori pe banii românilor, adică plătim de două, trei ori mai mult decât face ceea ce realizăm cu ajutorul acestor bani publici filtrați de către o administrație publică, repet, care trebuie primenită, care trebuie curățată de toți acești politruci cu care mediul politic, mediul din România, politicienii din România l-au populat. Pe toate nivelele, de la ministere, agenții guvernamentale, și așa mai, e o incompetență, o indolență, un dezinteres generalizat. Și asta, să știți că durează să poți să o primenești, iar deficitul nu este decât rezultatul acestei constante acumulări de incompetență în sistemul public din România, cu care nu știu cine mai reușește să se lupte, pentru că sunt foarte puternici și cu fiecare zi care trece, ei sunt tot mai puternici, tot mai bine organizați, tot mai uniți, se acoperă în haidă unii pe alții și foarte greu reușesc să rezolv toate aceste lucruri. Iar o altă problemă în România este că, din păcate, în România, singura soluție pe care o are guvernul este nu să se lupte cu problemele sistemului, nu să facă să înflorească economia, ci el se gândește cum să poată să jupoaie mai mult ăștia care au mai rămas aici. Mă uitam de unăzi la o știre care arată dacă în România nu s-a schimbat nimic. În continuare, bugetul de stat în România depinde de 10 firme mari care cotizează bani în momentul de față cât aproape tot fondul de salarii la bugetul statului. Da, avem o firmă din petrol și o firmă din tutun care duc către bugetul statului undeva la câteva 5 miliarde de euro pe an numai din taxe. Guvernul nu se gândește să aducă poate alte firme în plus, ci se gândește foarte, foarte contabil. Foarte simplu, eu aduc mai mulți bani la bugetul stat dacă cresc taxarea. În anul viitor vom vedea probabil această creștere de taxare. Credeți în ce a spus premierul Ciolacu, sub nicio formă nu este luat în calcul creșterea TVA-ului? Astea sunt așa înainte de alegeri. Să vedeți ce se va schimba povestea și cu pensiile și cu tot felul de pomeni din astea electorale aruncate în spațiu public imediat după ce se vor vedea cu saci în căruță. Nu, anul viitor echilibrarea bugetului și nu doar anul viitor, o să vedeți că asta este un proiect pe termen lung. Pe termen lung, în România, vom alege din nou nu reformele, nu eficientizarea statului, nu lupta cu contrabanda, nu lupta cu evaziunea, nu profesionalizarea serviciilor publice în România, vom alege calea cea mai simplă, ci mai simplu de înțeles pentru politicieni care sunt certați pe economia. Creșterea taxării. O să crească TVA-ul, probabil îl vor duce către 21% și foarte probabil vor crește impozitul pe venit către 16%, ceea ce, din punctul meu de vedere, va avea rapid efecte adverse. Tocmai ce citeam o știre că România este campioana dezindustrializării în Uniunea Europeană. În 2024, având cea mai mare prăbușire a producției industriale, undeva la 6%, s-a prăbușit producția industrială în România. Vă dați seama ce impact ar avea o creștere de fiscalitate asupra acestui element care contează pentru dezvoltarea sănătoasă a unei națiuni, industria, cea care chiar adaugă valoare economică activității economice de ansamblu. Deci nu am niciun dubiu că soluția va fi creșterea taxării.
fie că vorbim de taxe locale, fie că vorbim de TVA, fie că vorbim de impozit pe venit, în continuare va fi scoasă în față această idee și sigur că ea va fi alimentată de povești din astea pe care românii le, cum să spun eu, le prind foarte ușor și rezonează foarte ușor cu ele. Antreprenorul e lacom, antreprenorul e ticălos, el suge sângele poporului, e stăpân de sclav și tot felul de povești de tipul ăsta cu care evident că noi ne luptăm ca profesori de economie, dar pe care, cum să spun eu, foarte greu le scoți din mentalul românilor, mai ales atunci când vine vorba de oameni care nu au cele mai elementare cunoștințe despre ce înseamnă antreprenoriat, economie și așa mai departe. Iar vă simt dezamăgit, deznădăjduit, resemnat, da, poate? Nu pot fi optimist, pentru că mă uit pe cifre tot timpul, adică un economist care vede cifrele și știe ce se ascunde în spatele acestor cifre, nu poate rezona cu propaganda de partid, adică da, îmi place să spun și niște știri pozitive. Se ascunde puțin și elemente pozitive în faptul că românii nostalgici, romantici, trimit acasă bani. Bravo lor! Foarte multe subfamilii din România supraviețuiesc datorită acestor oameni care nu și-au uitat rădăcinile, nu și-au uitat rudele și care, din păcate, îi salvează pe acești oameni de la sărăcie, lucie, și le trimit niște bani acasă. Este un aspect pozitiv, cu siguranță întreabă aceasta, dar este și un aspect trist. Pentru că până la urmă acei oameni nu trebuiau să plece, cel puțin nu trebuiau să plece numărul în care au plecat și nu trebuiau să plece într-un final cu toată familia lor, adică soție, copii, care aleg acum să facă școli în afara României. Da, este o situație destul de complicată. Mai sunt statistici, da? Tocmai ce am citit o statistică în care România, care nu era chiar pe ultimele locuri, în topul inovării, în 2024 este pe ultimul loc la inovare din Uniunea Europeană. Vă dați seama că acest lucru, până la urmă, este legat de faptul că ne pleacă creierele pe bandă rulantă. Absolut. Din România și, na, o să avem probleme pe termen lung, pentru că fără inovare, fără transfer de tehnologie, fără oameni educați, n-ai cum să ajungi la o prosperitate. Rămâi în continuare la produs de roșii. Nu ești în stare să faci din roșiile alea ketchup. Bulion, sigur. Măcar să faci ceva mai avansat, nu doar... Nici măcar paste făinoase nu reușim să facem din grâu. Noi plângem că ne concurează ucrainenii cu grâul lor, dar noi n-avem nicio capital, nici competențe ca să-l transformăm în spaghete. Aveți dreptate. Mulțumesc mult pentru prezență. Domnul Cristian Păun, profesor de economie. Și e trist să văd un om altfel optimist, încărcat de speranță, un om agitat, tensionat, puternic, folosind cuvinte atât de pline de resemnare. Pentru că, într-adevăr, cred că acesta ar trebui să fie cuvântul care însoțește ce simțim, ce gândim, văzând că lună de lună minusurile acestei țări, economic vorbind, continuă să se acumuleze și să fie din ce în ce mai prăpăstioase. Asta e. Într-o singură lună, datoria publică, da, 7,7 miliarde de lei a crescut. Și am mai spus nu odată în emisiunea asta, o să vi se pară că banii ăștia nu pleacă din buzunarul fiecăruia. Ba da, de acolo pleacă. Pentru că taxele astea pe care guvernul va fi nevoit să le pună și pe care le-a pus, da, afectează oamenii, ne afectează pe noi, pe noi toți. Din buzunarul nostru pleacă banii ăștia. Să nu vă imaginați că tiparnița noastră de bani sau că avem cine știe ce chestiuni de vândut ca să acoperim gaura asta. O să spuneți, lasă că ne iartă. Nu ne iartă nimeni. Nimeni nu te iartă de banii pe care îi ai de dat. Trebuie să-i dai, că dacă nu îi dai, nu te mai împrumută nimeni. Și dacă nu te mai împrumută nimeni,
Țara nu are bani să plătească salarii pentru profesori, poliție, sănătate, armată, funcționari locali. De care, da, este nevoie, dar nu într-un număr atât de mare cât este el astăzi. Pauza acum. Ne întoarcem în partea a doua a emisiunii. Vom continua o discuție începută în urmă cu o săptămână și ceva, cu un fermier de succes, cu acel om despre care lumea a aflat cu surprindere că plătește acum salarii de 15.000 de lei pe lună, net, pe contract de muncă. Pe contract de muncă, da? Și nu se sfiește să spun asta. Și îndeamnă pe toți care câștigă bine, toți antreprenorii, să facă la fel. Domnul Dimitrie Muscă, după pauza de publicitate, ne regăsim imediat. Țara însetată, țara în suferință, așa am început emisiunea de astăzi și e bine să vă aduc aminte de chinul prin care trec mulți români în aceste zile. Oameni care am aflat cu surprindere, în secolul 21 nu au apă de două săptămâni. Două săptămâni, deși rețeaua funcționează în mod normal, este trasă, da? Oamenii aia n-au apă de două săptămâni și Consiliul Județean ridică din numeri. Și știți de ce ridică din numeri? Că trebuie să se schimbe acum, că au fost alegeri în iunie. Și ăștia care sunt acum au fix o mare durere în cot și în alte părți ale corpului care încep cu C. Și alea și alelalte. Zic, lasă, bă, să vină ceilalți. Că așa se întâmplă și la București, pe linia tramvaiului 5. Ne-au lăsat cu groapa în mijlocul Bucureștiului și au apărut niște foi de-astea, A4, așa, pe care scrie lucrări sistate, lipsă de fonduri. Și primăria Bucureștiului ne-a informat, stați mă liniștiți, că trebuie să se adune Consiliul nou, da? Voi stați cu groapa asta așa aici. E și adâncă a naibii. Și din când în când trec foarte mulți pietoni, niște loviți în cap, la modul propriu, inconștienți, da? Trec de pe o parte pe cealaltă, așa, și te trezești brusc în fața mașinii cu unul care iese dintr-o groapă. Parcă suntem în Thriller, pe cuvântul meu, Michael Jackson. Și asta pentru că primăria, nu că n-are bani, că vorbim de o primărie al cărei buget e de 1 miliard și ceva de euro pe an. Nu că n-are bani. Nu s-a adunat încă nou consiliu, bă. Bă, ce dure aici. Până se adună nou consiliu, noi ne batem joc de voi. Și acum își bat joc de oamenii ăia din Botoșani. Deci vreo 2000 de oameni, estimează domnul Florin Buțura, primarul din Ștefănești, nu au acces la apă de două săptămâni. Deloc. Un firicel. Deloc. Și în timpul ăsta, da? Hai să vedem cartonul, să mai arătăm o dată. Datoria publică a crescut cu 7 miliarde și ceva de lei într-o singură lună. 7 miliarde și ceva de lei. Și dacă v-ați uitat la emisiune și în prima oră, s-ar putea să vă plictise, să spuneți, haide bă, că am învățat treaba asta, da? Statul român a dat o lege care acum se întoarce împotriva sa. Asta a responsabilității fiscal-bugetare din 2010. Pe la mijloc pe aici, ia să încerc eu să fac mai mare așa, uitați ce zice aici. Statul trebuie, guvernul trebuie să vină și să ne arate cum își îngheață cheltuielile privind salariile din sectorul public. E obligat să facă asta. Obligat. Da? E obligat să vină să ne arate planul de măsuri. Ați văzut, repet, vreo ședință de guvern și ați văzut că ședințele de guvern, alea de joi, sunt deschise de premier care vine și aia și intră și cred că o intră și TVR-ul în direct cu ce spune premierul. Radio România intră. I-am prins eu de vreo 2 ore așa, se întrerupe ceremonios, așa, vorbește premierul. Și vine premierul, zice, mai dăm 300 de milioane, mai dăm 200 de milioane, mai dăm nu știu ce. Domn premier, dar apă le dăm la oameni? Apă. Până când se instalează nou Consiliu Județean? Hai să-i lăsăm puțin, lasă-i încolo de bani. Apă! Apă, să se spele, să spele copiii, să gătească, să spele rufele, să facă duși, că trăim în secolul 21 și să miroasă și ei. Corect, normal. Ca niște oameni civilizați în Uniunea asta europeană în care ne place să spunem că trăim, dar de care nu suntem legați.
Hai să vă arăt și niște chestii așa care m-aș bucura să vă bine dispună. Asta e prima dintre ele, un ad al celor de la Ryanair, englez-englez. Da, ei nu prea sunt englezi, că CEO-ul lor e irlandez. Uite ce au pus ei frumos așa. Ei se întorc acasă, vin acasă. Nimic de declarat. Southgate, numele selecționerului Angliei, departures, adică să plece. Foarte elegant, nu? Mesajul ăsta trimis inspirat de Ryanair, parcă sunt băieții ăia de la ambasada Suediei care făceau niște postări îndelung apreciate de toată lumea. Și mai e unul frumos, uitați-l și pe ăsta, dar asta e poantă. Victoria's Secret a făcut un nou sutien numit Anglia, are foarte mult suport, dar nici o cupă. Exact ca naționala de fotbal a Angliei, cu foarte mulți fani, dar cu cupa singură, una singură, au luat în 1960, acum 58 de ani. Mănâncă românești, să vedem măcar în video, în imagini, locuri din această țară în care se mai produce ceva. Sunt imagini însă filmate înainte de tulburarea asta totală dată de o caniculă cu care România nu s-a mai întâlnit niciodată în istoria ei. O vedem așa. Pe rafturile magazinelor, pe marginea drumului, în cornete de hârtie vândute de comercianți ambulanți, câteodată o culegem pe noi în timpul plimbărilor prin pădure. Sau așa. Dar nu ne imaginăm niciodată așa. Gabriela Kim însă a avut o viziune. Așa că singura lui variantă ca să-și poată transforma visul în realitate a fost munca, pe brânci. Prima investiție, 14.000 de euro, pe care nu i-a avut, dar și-a vândut casa. Iar proiectul l-a început împreună cu familia, 4 oameni în total. El, mama, tatăl și o altă rudă îndepărtată care a rămas până astăzi cu ei. Scopul lor a fost să facă o pepinieră de fructe de pădure, care există astăzi după 16 ani și are 52.000 de metri pătrați. Povestea începe în anii 2000, când student la agronomie fiind, Gabriel făcea rost de bani ca taximetrist. Apoi a plecat din țară, a ajuns în Spania și a lucrat prima oară în acest domeniu. A învățat lucrurile practic. Mi-a plăcut și în 2007 m-am întors aici pe o suprafață relativ mică. Aveam un rând, un kilometru, un singur rând. Am prins drag, m-am informat din ce în ce mai mult și de la rândul ăla am ajuns undeva la vreo 28 de kilometri liniari de plante. Visul nostru a fost să ne facem un locușor într-o zonă mai retrasă de București. Am vândut și cu banii din construirea acelei locuințe, care nu era gata, am luat decizia să o vindem ca să ne putem desfășura aici. Soția i-a fost în permanență alături. Și mulțumesc din suflet că a fost lângă mine. Ea muncea ca să aducă ceva venituri, să putem susține. Eu munceam aici pentru că eram de dimineață până seara. Dar totul a fost foarte greu. În primii ani nu au câștigat nimic, doar au pus bani din buzunar. Acum are o cifră de afaceri de 150.000 de euro anual. În 2008, ca să lucreze toate rândurile, aveau nevoie de 3 zile a câte 12 ore de muncă. Acum au un tractor care face totul în 3-4 ore. Nu cred că aș mai putea să o ia de la început. A mai avut și alte piedici. În România nu era decât un singur soi de zmeură, iar oamenii nu au încurajat deloc ideea. Erau obișnuiți ca în Bărăgan culturile să fie de porumb, grâu, floarea soarelui. Și mâna de lucru era inexistentă. Au fost nevoiți să învețe ca să devină profesori pentru viitorii lor angajați. Mai ales că o cultură în aer liber este mult mai greu de menținut decât una în condiții controlate, mult mai productivă. Trebuie să le împărtășim din experiența noastră, pentru că mulți clienți vin și achiziționează de aici, de la Fundulea, pentru că au nevoie de sfaturi. Zmeura, spre deosebire de mur, se lemnifică pe exterior și chiar recomand tuturor clienților să secționeze materialul săditor în interior după plantare pentru a se asigura că el în interior este verde. Trageți aici o foarfecă, ăsta e bun, că-s curioasă acum. E bun? E verde, e bun. Îl punem acolo? Da.
Acum plantele abia încep să iasă din pământ, dar în câteva săptămâni vor avea un metru și jumătate. Pare că e ceva secetos și că e uscat pământul, dar văd că sunt niște plantuțe. Da. Are aspectul de uscat pentru că aici se irigă prin tubul de picurare. El de desubt e destul de ud, dacă observați. Gabriel crede cu tărie că orice efort merită făcut și ar trebui să mâncăm cât mai mult din România. Toți ne-am dorit să facem ceva la noi acasă. Cred că toți ar trebui să consumăm produse, dacă nu românești, locale, pentru a încuraja producătorul român. Trebuie să consum românește pentru o sănătate mult mai bună, pentru a-ți încuraja producătorul local, cum o fac atâtea țări. Acestea sunt căpșuni, afin, soiul duche, smeura galben, citria și soiul arapaco de mur. Suntem direct, iuhu, avem candidat la președinție, domnul Ciucă, Ciucă al nostru, ei, Sebastian Zacman, în platou, salut Sebi. Salutare. Și-a luat inima în dinți și reprezintă PNL-ul, auzi cum a spus, voi munci de dimineață până când voi termina treaba în slujba poporului român. Nu, n-a negat niciodată capacitatea de muncă a domnului Nicolae Ciucă, e într-adevăr un ostaș și când vine vorba de programul politic. E recunoscut în PNL. Zi ouul ăla foarte clar să nu se înțeleagă U. Dacă mergem. Să știi că liberalii aproape că erau șocați la începutul carierei domnului Ciucă în fruntea Partidului Național Liberal, le răspundea la mesaje și la WhatsApp-uri la 5-6 dimineața. Cam atunci se trezește domnul Ciucă. Dar și ei îl testau. Îi trimiteau. Da, să vedem dacă mai are rigoarea armatei. Deci când vine vorba despre program și muncă, da, domnul Ciucă este un tip, un politician foarte muncitor. Problema e la alegerile prezidențiale, că trebuie să fii mai degrabă carismatic sau să îmbini munca cu vorbele, cu carisma, cu programul electoral, să convingi oamenii să te voteze. Pentru că aici, sigur, domnul Ciucă are o plasă de siguranță în spate, destul de consistentă. PNL a luat peste 30% la alegerile locale. Însă tot PNL este un partid atipic, este un partid ciudat. Reușește, între ghilimele, performanța de a pierde 1 milion de voturi între locale și parlamentare. Sigur, acum prezidențialele sunt intercalate cu parlamentarele, deci partidul ar avea un obiectiv mai puternic să tragă și pentru domnul Ciucă, să-și vadă din nou președintele acolo la Cotroceni pentru următorii 5 sau 10 ani și automat prin acest vot să câștige mai multe mandate în Parlamentul României și să rămână la putere. De fapt, asta e miza oricărui partid și a oricărui primar. Că dacă ai un ministru la ușa căruia să bați, sigur, altfel vin banii către comunitățile locale, vin mai ușor, da, altfel spus. Deci e o miză mai importantă, însă eu n-aș desconsidera capacitatea unor baronași locali, indiferent de partid, de a se culca pe o ureche așa când vine vorba despre alegerile parlamentare. Asta era un titlu nobiliar, de regulă asociat cu PSD-ul. Are și PNL-ul baronii lui. Aproape că și USR-ul avea baronii lui, dacă mai reușeau să câștige un nou mandat. Vezi cazul lui Alen Coliban la Brașov sau Clotilde Arman în București. Pentru că... Deci Elena e baroneasă. Da, dar e într-un orășel mai mic. E la Câmpul Lung, acolo nu e nici președinte Consiliul Județean, nu e nici primar de reședință de județ. Însă, sigur, și-a câștigat deci al doilea mandat. Mandate de vii baron. De vii baronaș, de asta am spus. Așa este. Da, pas cu pas. Am scris pe burtier, Ciucă aspiră la Cotroceni, inspiră încredere? Aici e problema și aici trebuie să răspundă românii la votul pentru alegerile prezidențiale. Sigur, a calculat cumva, tot a fost un calcul politic extrem de punctual pentru Nicolae Ciucă să-și anunțe candidatura pentru Cotroceni de peste ocean, da? Din o grada partenerului strategic american, l-a însoțit și pe președintele Klaus Iohannis. Cam din spate, așa că... E cam din curtea din spate, însă ca mesaj e important. Domnul Ciucă a fost la reuniunea miniștrilor NATO, ministrul apărării, foști ministri ai apărării, președinții ai Senatului, țările NATO, da? Care sunt reprezentate la cel mai înalt nivel de președinte, în cazul nostru de Klaus Iohannis, dar au și alți reprezentanți prin președintele Senatului, ministrul de externe, apărării, etc. Deci, din acest punct de vedere, Nicolae Ciucă e în tabloul care trebuie când vine vorba despre politică externă. E un devotat
al politicii americane, al vestului, n-are nicio umbră, niciun semn de întrebare, vreo ambiguitate de genul Victor Orban sau Fico sau mai știu eu ce alți lideri europeni sau chiar mondiali cărora le lucesc ochii când vine vorba despre politica expansionistă a domnului Vladimir Putin. Când vine vorba de Nicolae Ciucă, știm foarte clar, e pro-american. Da, pe de altă parte, pro-american este și Marcel Ciolacu. Tot mandatul său de prim-ministru a arătat asta. Pro-american este și Mircea Joană. Unde vrei un pro-american mai consistent decât secretarul Absolut. General adjunct al NATO? Fără îndoială, pro-americană este și doamna Lasconi. Sau cel puțin o va împinge partidul să fie, dacă ea are alte sentimente sau are resentimente față de o țară europeană sau vestică. Pentru că electoratul USR, cu totul și cu totul, este îndreptat spre Occident. Pare mai republican așa doamna Lasconi decât democrații. Da. Dar asta s-ar putea să o ajute. Exact. Deci contează foarte mult tipul de campanie pe care îl faci și aici pesediștii au început deja să chicotească, să râdă așa pe la colțuri, să spună că Nicolae Ciucă nu are foarte mari șanse sau nu are toate șansele să intre în turul 2. Pesediștii, sigur, fiind acum la umbra turul finalei prezidențiale. Ei știu că întotdeauna, dar absolut întotdeauna, se califică în turul 2 și, prin urmare, pot să fie aroganți așa la început de campanie pentru Palatul Cotroceni. Însă această aroganță s-ar putea să-i coste taman în turul 2. Cum o știm, în ultimii 25 de ani, PSD n-a reușit niciodată, a reușit întotdeauna să se califice fără emoții în turul 2 și a reușit să piardă aproape de fiecare dată fără emoții, mai puțin Mircea Joană în 2009, când a fost emoționat pentru o noapte președintele României. Da, după 10 ani de conducere de gheață, așa, de președinte care n-a trădat sentimente, n-a arătat empatie, n-a rezonat prezidențială. Da. Crezi că românii își doresc revenirea la o tipologie genul Traian Băsescu? Aici, implicare, unul mai de-al nostru, mai scapă și o palmă așa în mulțime dacă e nevoie. E foarte probabil ca românii să-și dorească un președinte mai implicat, deși această etichetă de președinte jucător a căpătat-o cu tot o altă conotație după cele două mandate ale președintelui Klaus Iohannis. Pentru că în primul mandat, exact asta îi se reproșa, că nu e suficient de jucător, că e doar o umbră lăsată de Traian Băsescu la Cotroceni, că nu se poate compara cu predecesorul său din punct de vedere al sforăriei politice pe care liderii noștri sunt obișnuiți să o tragă, să o țese pe sub masă. Deci, în primul mandat, exact cu asta s-a luptat președintele Klaus Iohannis, că n-ar fi suficient de jucător. Însă al doilea mandat ne-a dovedit cu vârf și îndesat că președintele Iohannis nu că a fost jucător, a fost poate un jucător mult mai prolific decât Traian Băsescu, sigur, în stilul său, într-un stil mai tăcut. Dar care e rezultatul? Rezultatul este că a adus PSD la guvernare, deși cu câteva luni înainte făcuse campanie fățiș anti-PSD, a reușit să păstreze un PNL la putere timp de mai mulți ani și cu guvern minoritar, și cu guvern USR, și cu guvern PSD, deși PNL n-a câștigat niciodată alegerile parlamentare în era Iohannis, în cei 10 ani de mandat Iohannis, a reușit, sau să vedem dacă va reuși să-și păstreze o funcție importantă în arhitectura Uniunii Europene sau poate, nu știu, va răvni la o funcție națională, deci cel puțin până în ultimul an de mandat, mai sunt câteva luni de mandat până își termină cariera la Palatul Cotroceni Klaus Iohannis și cu toate astea, PNL îl urmează în continuare ca lider, ceea ce cu Traian Băsescu nu s-a întâmplat. Traian Băsescu, după vara lui 2012, când a reușit să rămână extrem de greu, gâfâind atunci pe caniculă la Palatul Cotroceni, chiar dacă a reușit să rămână în funcția de președinte, a rupt relația cu PDL. Sigur, era la mijloc și Elena Udrea, dar ultimii 2 ani de mandat n-a mai fost un președinte nici măcar jucător, a fost un președinte pur și simplu decorativ. Parcă a ajutat și DNA-ul atunci. Acum mai e mult mai multă liniște la DNA. A fost o putere politică erodată de desele intrări în direct, breaking news-uri, cum mai venea care mai de care, aterizau pe acolo. Iohannis,
pare să-și piardă funcția la care tângea. Nu știm exact la ce funcție tângea, pentru că totul dar e așa, că pe aia de... de la NATO sigur a pierdut-o și... Și cea de la UE de care vorbeai săptămâna trecută. Funcția de comisar pentru apărare sau comisar pentru politică externă, în cazul ultimului portofoliu, cel de comisar pentru politică externă, e foarte important în toată această rețea de putere a Uniunii Europene. Am văzut, s-a impus Kaya Kallas, o femeie din estul Europei. De fapt, publicațiile străine chiar glumeau în ultimul an și spuneau că președintele Klaus Iohannis ar avea șanse mari să ocupe această funcție, însă i-ar trebui o schimbare de gen, pentru că liderii europeni insistă pe această cotă 50-50 când vine vorba de bărbați, femei în top jobs la Bruxelles, și atunci, sigur, doamna Kaya Kallas avea și o funcție importantă, era prim-ministru într-o țară estică, într-o țară baltică, cu Rusia suflându-i în ceafă, și atunci s-a calificat mult mai ușor pentru acest portofoliu de comisar pe politică externă. Însă nu e totul pierdut pentru președintele Klaus Iohannis, mai are timp șeful statului să negocieze, pentru că noua Comisie Europeană, sigur, se formează cu greu, se negociază asidu în aceste zile și în aceste luni la Bruxelles, însă își va prelua mandatul noua Comisie în jur de undeva finalul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie. Deci mai dar e loc. Vezi așa comisar banal de tipul transporturi, ca doamna Adina Volean. Asta e întrebarea de fapt. Domnul Iohannis trebuie să se hotărască, pentru că liderii europeni nu-l văd pe șeful statului român acum într-o funcție de comisar european. De ce nu-l văd? Nu pentru că nu s-ar potrivi sau n-ar fi calificat. Exact, el are o poziție prea înaltă pentru statutul de comisar european. Comisar european înseamnă ministru. Domnul Iohannis, cum este să primești de alea așa? Bă, ești overqualified. Exact, ești prea bun pentru compania noastră. Prea bun pentru noi, mă. N-avem la ce să-ți dăm. Ei, dacă domnul Iohannis, nu știu, își reduce prin absurd pretențiile politice și acceptă acest statut simplu de ministru, să coboare de la înălțimea funcției de președinte la cea de comisar european, un lucru nemai întâlnit în Uniunea Europeană până acum, n-ar fi exclus să primească o funcție. Eu cred că el are, o plajă foarte largă de negociere, are leverage politic de a negocia o funcție în interesul său și chiar în interesul României. Să nu uităm, este reprezentat de PPE, cel mai puternic partid din Parlamentul European. Are de partea sa aliați importanți, ca Germania, ca Franța. Deci ar putea să primească o funcție consistentă, însă liderii europeni se uită ciudat la președintele Klaus Iohannis. Nu poți ca președinte să te autoretrogradezi acceptând o funcție de un nivel atât de slab. Poate că e dramatic spus. Bine, atât de slab. Acum ceilalți lideri europeni care și-au terminat mandatele nu au continuat în felul ăsta în politică. Au susținut adică conferințe. Adică decât Sarkozy, așa că te întâlnești cu tot felul de procurori și așa mai departe, acum parcă e special. Bine să rămâi, nu? Da, și oricum, președinții care nu mai vor să facă politică, noi... Am avut și nu prea sigur. Ultimul a fost Emil Constantinescu, dar el a ieșit în genunchi din politică, ne amintim cu toți, spunând că l-au învins serviciile după doar 4 ani de mandat. După un singur mandat a refuzat să mai candideze, să intre în competiție electorală. Dar Ion Iliescu, spre exemplu, după ce și-a terminat mandatul de președinte, a candidat senat, a ieșit senator și nu doar că a ieșit senator, dar a fost implicat în continuare în jocurile subterane din PSD. A candidat la un congres, a fost învins, a devenit liderul senatorilor PSD, a intrat în conflict cu Mircea Joană, deci s-a întors de facto în politica națională, în măruntaiele politicii și ale parlamentarismului. Traian Băsescu la fel. A candidat pentru un loc de senator în Parlamentul României în 2016, a candidat apoi ca europarlamentar. Apropo, astăzi a fost ultima sa zi în Parlamentul European și a început mandatul noua legislatură. Însă cu toate astea a zburat zilele trecute, ieri mai exact, a zburat la Basel, pentru că nu-i mai decontează Parlamentul European zborurile, a căutat un low cost, a zburat până la Basel, de acolo a luat trenul până la Strasburg și astăzi a fost în Parlamentul European pentru ultima ceremonie de predare, primire a mandatului. Dar acolo cum se face așa? Că oamenii nu știu. Na, sunt aceleași birouri. Pleacă unul, vine altul. Sunt niște birouri foarte mici, în primul rând. Eu cred că 3 pe 2 sau ceva de genul. Sunt niște cutii de chibrituri, pur și simplu, în care încape
un birou, un birouaș mic cu un scaun în față și o mică masă așa pentru sau un fotoliu. Și pleacă Băsescu așa ca în filmele alea americane când îi dă afară pe aia de la job, le dă câte o cutie de carton. Exact. Să plece așa Băsescu cu o cutie de carton. Eu am văzut aceste imagini în Parlamentul European, nu astăzi că nu stă acolo, dar în legislatura, la începutul legislaturii în 2019, pe forurile Parlamentului European, cam asta era mișcarea. Plecau oameni cu cutii de carton și veneau alții. Europarlamentarii sau angajații? Și angajații au un fel de nici de debara acolo, în capătul biroului, biroașului. Deci nu se lăfăie în spațiu. Nu, oameni. Nu, chiar nu se lăfăie. E foarte multă economie. Hai să vorbim de doamna Callas. Am scris noi acolo pe burtieră, doamna fină și fină, dar poate fi și de fier. Reînvie mitul acesta al doamnei de fier. Da, după mi se pare un pariu Fecer. Important, doamna Callas, pentru că ea vine acolo după un mandat slab al socialiștilor, un spaniol. Domnul Borrell a fost acolo în ultimii 5 ani. Domnul Borrell, sigur, o personalitate în felul său în Spania, a fost ministru de externe, a fost europarlamentar și acum își încheie mandatul de lider al politicii externe europene. Însă domnul Borrell a spus și foarte multe prostii, vorbea mai mult decât trebuie sau vorbea în timp ce gândea, spunea lucrurilor pe nume, sigur, poate dintr-o anumită perspectivă e de apreciat, e o calitate, însă când în mandatul tău te lovești de război în Ucraina, de criza pandemică și de criza energetică, ca să iau doar cele trei mari exemple la îndemână, e bine să-ți calculezi vorbele mult mai înțelept înainte de a deschide gura. Și a primit multe reproșuri domnul Borrell, a fost chiar la un pas să fie schimbat, nu există această procedură de schimbare a unui comisar european, nu e ca la miniștri, premierul poate să-l dea afară, nici țara nu poate să-l retragă. Deci a fost un mandat complicat. Doamna Kaya Callas vine acum, pornește cumva de la un deșert politic acolo în portofoliul afacerilor externe și poate prin carisma sa și prin modul său direct de a face politică, poate să schimbe viziunea multor cetățeni eurosceptici cu privire la UE. Deci aștept aici să văd, va fi un adevărat test pentru Uniunea Europeană, dar cred eu că doamna Callas, ca prim-ministru, are suficientă experiență și diplomatică și politică să fie un standard al Uniunii Europene, cu condiția să fie totuși lăsată să facă politică, pentru că și acolo o seamănă cumva politica cu cea dâmbovițeană, bucureșteană. Nu e bine să ieși foarte mult în față. Comisarii au grijă să nu pună într-o lumină negativă pe Ursula von der Leyen. Când spun lumină negativă, vorbesc... le spune comisari. Da, vorbesc de o conotație pozitivă, adică să nu se afirme ei prea mult, eclipsând, practic, șeful de cabinet. Șeful va fi șef, nu? Doamna von der Leyen. Aș paria că va fi acum, sigur, astăzi la votul pentru Roberta Metsola n-avea nimeni nicio emoție, era clar, pentru că doamna Metsola e un rising star al Europei, dar un politician în devenire și reușește personal să convingă europarlamentari să o voteze. Nu întâmplător sau nu degeaba spun asta, de ce sunt europarlamentari din grupurile conservatoare, deci care sunt împotriva marilor partide și împotriva construcției europene ca atare, care astăzi au votat-o pe doamna Metsola în fruntea Parlamentului European. Când vine vorba de doamna von der Leyen, ea naște mai multe critici acolo și mai multă vehemență. Însă, dacă se respectă aritmetica negociată și convenită înaintea votului, doamna von der Leyen n-ar trebui să aibă vreo emoție, doar dacă nu trădează cineva din propriul partid. Deci asta e miza, de fapt, de joi. Să vedem dacă va fi trădată de germanii săi sau de grupul său PP. Ce interesant, ce zi. Joi este și ziua în care va ține un discurs Donald Trump la Convenția Republicană. Este și ziua în care poate să fie aleasă pentru un nou mandat doamna von der Leyen. Am trimis și noi europarlamentarii noștri. Hai să vedem începutul doamnei Șoșoacă. O să fie ca un serial, pe cuvânt. Exact. O să fie un sitcom. Serial de comedie, sitcom. Nu știu dacă ți-l mai amintești pe Gigi Becali. Cred că e similar, nu? Cu ce făcea Gigi, în 2009 în Parlamentul. Eu cred că doamna Șoșoacă o să-l bată. O să-l bată și eu cred la fel. Da, dar mi-a amintit imaginele astea, da. Mă rog, o să le vedem. Știu. Hai să le vedem filmate de... Ei doi europarlamentari au trimis, da. Nu? Domnul Lazarus. Operatorul, domnul Lazarus, care filmează pe doamna Șoșoacă. Și doamna Șoșoacă. Și doamna Șoșoacă. Da, doamna Șoșoacă e capitanul echipei. Bineînțeles, păi zice, filmează-mă. Hai să vedeți ce face doamna Șoșoacă în prima zi de mandat de europarlamentar.
Mai și vorbim peste asta. Ținem și mie. Și auzit. Ținem asta. Păi, asta da. E buletinul de vot, da? Da. Unde apare numele. Bine, nu e numele. Apare și numele doamnei Metsola și contracandidat. Never, și femeia începe să scrie. Never. Never. Ukraine. With Ukraine. Niciodată cu Ucraina. Dar să o vezi pe ultima, când scrie independence. Scrie independence. Cu ț. Și spune femeia toate păsurile acolo. Da? Are vreo. Da, da, uite să zică la LGBT, să vedeți că zice LGBT. Doamna Șoșoacă, păi ori sunteți împotrivă și dacă sunteți împotrivă, trebuie să ziceți tot, domne, LGBTQ+. Pentru că se vor simți unii defavorizați. Și cine știe cu ce procese vă treziți, doamna Șoșoacă? Ia uite-o cu LGBT. Never for AU. Niciodată pentru eu. Eu, dar mai lipsește ceva. Da. Păi mai stai să se gândească așa puțin, așa. Haz. Și mai bag acolo. Independence, așa spune. Nu. Dar, stai că acum vine. E foarte mândră. Ăsta e votul meu. Spune. Oh my God. Oh, oh my God, e domnul Lazarus. Domnul Lazarus, nu mai poți vorbească cu doamna Șoșoacă să-i spun, Doamne Dumnezeule. Nu, a ajuns la Bruxelles, trebuie, sau Strasburg, unde sunt? La Strasburg acum. La Strasburg, trebuie să spună, oh my God. Păi, ori suntem europeni, ori ce suntem. Domnul Lazarus, dați-o pe engleză, nu pe engleză, domnul Lazarus, dați-o pe franceză sau german. E aici bag, independence. Uite-l acolo. Dar este favorabilă, always, for independence. E, și să vedeți ce bucuroasă e doamna Șoșoacă. My, ia uite. My vote. Great vote. Ah. Uite, doamna Șoșoacă este în ultimul rând. Acolo este ultimul rând din Parlamentul European. Dar nu că s-a așezat ea. Nu, ca acolo să... e locul neafiliaților. Auzi, dar nu te pune ca la școală cum era pe vremuri, dacă, gata, dacă era înalt, te punea în ultimul rând. Doamna Șoșoacă e înăltuț, așa aș spune, nu? În ultimul rând se așează, sau sunt așezați, de fapt, neafiliații. Și, în general, europarlamentarii care ajung acolo tocmai pe acest mesaj. Împotriva Uniunii Europene, împotriva Parlamentului European, euroscepticii, așa, eufemistic vorbind. De fapt, ei n-au nicio legătură cu parlamentarismul. Și cum e, la intrare, așa, dirigează cineva ochito și a zis, asta e Șoșoacă. Nu, fiecare are locul său, bine stabilit, în funcție de grupul politic. Și sunt informați că ea fiind la prima asta, presupun că nu s-a plimbat prin toată sala aia, să zic. E cineva care îi face un training înainte. Nu striga pe acolo. Luis, Luis, ia vezi, bă, aici, acolo. Hai că avem liber aici. Nu s-a întâmplat asta. Hai și în America. Lumea aștepta alte nume. Aștepta chiar și nume de jurnaliști pentru postul de vicepreședinte. Aștepta chiar doamna Haley, pe care Trump a pus-o la United Nations, la Organizația Națiunilor Unite, după aia a candidat împotriva lui, între timp lucrurile s-au mai așa, hap, și vine cu băiatul ăsta care în urmă cu 4 ani, Vance, de la Pence la Vance, în urmă cu 4 ani zicea că Trump e Hitler. Da, e un Hitler al Americii. Cităm exact aici ca să nu avem discuții la proces. Și Bruce s-a schimbat și acum iată-l... Da, înțeleg așa din presa externă și de la comentatorii americani că domnul Trump de fapt a făcut o mișcare tactică, nu că l-ar iubi foarte mult sau că știi ce a s-ar lăsa influențat de Vance. A scris CNN că Trump l-a pus pe Vance după ce a avut o discuție cu Elon Musk la telefon. Musk a zis, gata, m-am dat, sunt cu el, sunt pe față, votez cu da, el. Da, foarte interesante și jocurile astea de putere, adevăratele jocuri de putere americane, care implică și politicieni și oameni de afaceri, însă ce e de urmărit, acest parteneriat, sigur, Donald Trump are toate șansele, acum are șanse mai mari ca niciodată să ajungă președintele Statelor Unite, după acel glonț de argint, am putea spune, da, care i-a sfârtecat urechea, însă de văzut cum va funcționa acest parteneriat, pentru că e foarte posibil să avem doar o poză de moment. Domnul Trump, am văzut un politician, un animal politic cu foarte mult flair, să te ridici fiind împușcat, chiar și în ureche, dar să suferi această traumă, să fii acolo, să te doboare, dacă nu glonțul, măcar frica de moarte. A picat domnul Trump din picioare, s-a ridicat, a strâns pumnul și i-a îndemnat la luptă și la vot. Arată aici un flair politic extraordinar. Nu l-am
cred că în 90% din cazuri n-am fi văzut o astfel de reacție din partea politicienilor clasici tradiționali. Ei bine, să vedem acum cum va coabita domnul Trump cu partenerul său, pe care îl va numi vicepreședinte dacă va ajunge din nou la cârma Statelor Unite, dacă va ajunge la Casa Albă, dar eu nu-i dau o foarte mare importanță vicepreședintelui, vicepreședintele Statelor Unite. Am văzut-o și pe doamna Kamala Harris în mandatul său, chiar am văzut-o la București. Nu impresiona prin nimic. Poate, sigur, păstra standardele diplomatice ca atare, însă mă așteptam la un mesaj mai ferm din partea doamnei Harris când a venit în București, mai ales că noi suntem așa un copil foarte cu minte în relația cu Statele Unite. A citit un discurs sec de pe foaie și eram sigur că nu o să aibă, că nu doar în urma prestației sale de la București. Da. Exact, dar cam în toți anii de mandat nu s-a remarcat prin nimic și, deși mulți o vedeau ca un posibil succesor pentru Joe Biden, vedem în sondajele de opinie, nu există, practic, e undeva în marja de eroare. Deci, de văzut cum vor rezista aceste două săbii puternice în aceeași teacă la Casa Albă în următorii 4 ani de mandat. Dar e un Trump mult schimbat, un Trump mult mai împăciuitor, așa pare. Un Trump care pare să-și fi îndepărtat de prestație, bavurile alea și stridențele din primul mandat. Dar asta bănuiesc că vine pe fondul unei victorii anunțate mai degrabă, pentru că în primul mandat lupta era mult mai strânsă, era chiar o luptă umăr la umăr, diferența a fost foarte mică la procent, nu la număr de voturi, pentru că sigur, în număr de voturi votează sute de milioane de americani și e o diferență consistentă, însă ce mă îngrijorează pe mine, sigur, acum fanii lui Trump tot timpul îți vor spune că a fost pace în lume în mandatul său, că economia Americii a mers mult mai bine. A avut o conjunctură, hai să fim corect. Poate că a fost o conjunctură, poate că a fost geniul său politic, nu vreau să-i neg meritele ca președinte al Statelor Unite, însă mă îngrijorează reacții de genul Victor Orban. Ai văzut, Victor Orban a povestit pe surse. Și a dat o scrisoare către toți liderii europeni, exact, am înțeles, în care le-a spus, i-a anunțat că vine Donald Trump și primul lucru pe care va face va fi pace în Ucraina. Sună foarte bine când auzi pace. Nimeni nu cred că e atât de nebun încât să-și dorească continuarea războiului. În Israel, în Gaza, în Ucraina, mai știu eu unde. Sigur. Oriunde în această lume, da? Cu atât mai mult pentru noi românii că suntem aici la granița cu focul. Însă, ce înseamnă pacea asta? Pace înseamnă să vină cineva să-ți sfârtece țara și apoi liderul Americii, liderul lumii libere să vină cu un veto și să spună da, închidem ochii la acest trecut tenebros și o luăm de la zero? Nu-i ca într-o relație așa între două persoane care își mai dau o șansă. Totuși vorbim aici de rapt teritorial, ceea ce a făcut Putin nu capătă și nu încape nicio discuție despre plauzibil sau despre un argument moral, nici măcar geopolitic, când vine vorba despre Ucraina și nu despre Crimea. Deci nu are nicio scuză absolut tiranul de la Kremlin în acest război pe care îl poartă de 2 ani și ceva. Ori cred că ar fi nedrept nu doar pentru Ucraina ca atare sau pentru Europa, dar în primul rând pentru sutele de mii de morți ucrainieni care au luptat acolo să-și apere integritatea teritorială a țării. Că sintagma asta, clișeică așa cum e ea, o revedem și în Constituția României și în legile fundamentale când vine vorba și de America și de Ucraina. Chiar există și vedem acum că există. Da. Dar America are un trecut de ăsta prin care i-a permis sau i-a dat voie Uniunii Sovietice să pună mâna pe Europa. S-a dat la o parte. Da, era al doilea război mondial. Era al doilea război mondial. Da, atunci se redesenau granițele. L-ai văzut pe Zelenski. Zelenski, pentru prima dată, a ieșit public și a spus că la următoarea discuție de pace, da, trebuie să participe și Rusia. Asta în condițiile în care el știe că Rusia nu vrea să cedeze teritoriile pe care le-a luat. Și știe că Ucraina... Asta poate fi un semn de acceptare? Nu poate să cedeze. Din partea lui? Mi se pare un pas înainte, pentru că și îndârjirea aceasta totală a refuzat din start orice discuție. Nu o văd de bun augur. Pentru mine, un politician trebuie să fie în primul rând un bun negociator, să găsească consensul, dar una este să accepți un dictat impus de Vladimir Putin, de Victor Orban și de Donald Trump, prin care să-ți se sfârtice 30% din teritoriul țării. Alta este o negociere politică prin care să renunți, nu știu, la Crimea poate, sau la o regiune rusofilă din Ucraina. Deci există niște nuanțe ale negocierii și o scară
pe care urcă sau coboară politicienii prin vorbe, nu prin puterea armelor. Deci din acest punct de vedere, da, apreciez poziția președintelui Zelenski, însă mă aștept aici la foarte multă duplicitate totuși, din partea rușilor și din partea ucrainienilor. Cele două blocuri politice nu cred eu că intenționează să facă nici măcar jumătate de pas în spate, asta din rațiuni eminamente politice, pentru că domnul Zelenski și-ar încheia cariera dacă ar accepta o astfel de pace. Pe bună dreptate, țara s-ar răscula, pentru că ar cere explicații pentru morții căzuți pe front. Iar pentru domnul Putin, a da în spate după 2 ani și jumătate de mandat, cred eu că i-ar periclita consistent puterea la Kremlin, acolo unde funcționează doar politica masculului alfa. Arunci buzduganul și acolo unde a picat, cu siguranță e teritoriul rusesc. Trebuie să rămână cu ceva, da. Și el. Sebi, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mulțumim tuturor pentru prezența din această seară. Ne regăsim mâine, tot aici, la Prima News, la Proiect de Țară România, la ora 20. Acum vine Radu Banciu, ora 22, Worldwide Banciu. Rămâneți cu bine. Program disponibil pe primaplay.ro.